Murele s-au vândut cel mai bine anul trecut. Va fi super pentru afacere. Da, dar e rău pentru noi. An de an trebuie să ne trezim în zorii zilei și să muncim toată ziua. Căldura asta și spinii sunt prea mult pentru corpul meu mic. Nu mai zic de tot căratul. Lăzile alea cu mure mă omoară spatele. Scuze, tata, dar o recoltă mai mare înseamnă greutăți mai mari. Da, culegerea e cam dificilă, dar totul e mult mai ușor dacă ai o atitudine pozitivă. Cea mai mare prostie pe care am auzit-o! Nu pot să cred despre ce vorbesc! Știi ceva? Voi începe să strângeți standul. Eu voi face o plimbare. Și știi ce nu mai îmi place? Tot timpul ne strânge să facem ce se poate. Atâta se plâng, dacă ar vedea mai mult avantajele. Doar gânduri bune. Interesant. Wow! Ia uite-te la astea. Așa vesele. Bun venit, dragă! Bun venit! Sunt Janice de la bunătățile lui Janice. Vezi ceva ce-ți place? Întrebarea mai bună e, văd ceva ce nu-mi place? Astea sunt geniale! Totul de aici e așa... Pozitiv? Exact! De-ar gândi și familia mea la fel? O, dragă, am ce-ți trebuie! De obicei nu arăt asta la oricine, dar asta pare o urgență de pozitivism în familie. Crede-mă, frumusețea asta o să-ți schimbe viața! Este exact ce-i trebuie familiei! Recolta mure, 4.45 cu noaptea în cap. Ar trebui să fie ilegal să te trezești așa de devreme. Dă și cocoșul doarme. Remol! Practic e dimineață. Sunteți gata să... începem cheful? Bună dimineața de cules, cafea? Cui trebuie când avem mure? Știu că sunteți morocănoși, dar am ceva de împărțit cu voi care vă va înveseli. Cu capul în jos! Vedeți și voi! Trăiești, râzi, iubești? Exact, trăiești, deja o faceți. Râzi, trebuie să vă mai explic. Iubești ca iubitul unei zile de muncă. Asta e o farsă? Tata s-a apucat de farsă acum. Oh, m-am prins, trăiești, râzi, iubești. E de înțeles. Așa te vreau, Tilly. Deci azi, când devine greu, uitați-vă aici și culesul va fi mult mai ușor. Acum, hai la muncă! Am să vă vin eu de hac, mure păroase. Una. Stai, și înapoi. Ia-mă cu tine. Las-o, baltă. Mura e mai dulce ca tine. Noi culegem mure. Noi culegem mure. Oh, tu ești greu, domnule Coș. Pentru că are mure kilograme. Da, poate soarele le-a prăjit creierul. Bună, familie. Opa. N-am vrut să vă sperii. Cum merge? Vă distrați? Tu glumești? Recolta e slabă aici. Fiule, nu uita, suntem optimiști. Uite câte a făcut Tilly. Tata, am adus mai multe semne, cum ai cerut tu. Eu și Cricket nu vom pretinde că e distractiv ca voi doi aiuriților. Aiuriți? Păi, voi trebuie să fiți convinși. Doar în parte iubire. Simțiți iubirea? Te rog. Îmbrățișerile nu durează așa mult? Ce vreți de la noi? Vreau să trăiți, râdeți, iubiți. Hai, spuneți! Spuneți! Bine, o spunem! Păi, râdem, iubim! Bun, știam că vă dați pe brazdă. De asta am făcut astea pentru voi. Acum înapoi la muncă. Dar nu uitați, vă urmăresc! Ce cald! Cum poate cineva crede că e distractiv? Ce ai zis? Am zis, ce tare, să muncești în soare. Trage cu urechea? Dacă mă ia în brațe, nebunesc. Ai zis ceva? Bunii trebuie să mă învețe să tricotez. Drăguț. Nu mai suport. Nu-i nimic negativ aici, sper. Nu, doar fac o baie de praf.